Ah, normal, fratele, ce bun găsit la un nou episod din seria noastră de San Andreas Multiplayer. Suntem tot aici pe Black Bag Polo, tot e un FBI. E primul videoclip în care mă aflați în FBI. Nu prea ați văzut, cine știe ce atât de mult ce am vrut să spun și de ce am ieșit din LSPD. Unde pot tuna mașina Remington? Nu știu, sincer. Nu știu ce, dacă e, ce mașină e aia. Tuning location, ok. Deci V și vehicle inco. Tastează comanda slash V, selectează mașina respectivă și intră la vehicle info. Acolo îți arată un poți să tunezi mașina respectivă la tuning location. Dar nu mai scriu că și-a dat el seama. Vede acolo tuning location și no. Două întrebări, hai că trebuie să mai venim câteva întrebări. Bă, în episodul ăsta nu știu ce așa. Ce o să fac, mai bine zis. Sar cu parașuta, arestează 3 criminali. Hai la LSPD să mă helicopterul. Putea să le împalme și să sar cu parașuta fixele în fața LSPD-ului, dar na. Epidemia de clipă s-a extins destul de mult. Medicii din cele 3 orașe au programat, au programul tot mai încărcat, iau și din cele 3 orașe, de fapt sunt două facțiuni de paramedic, LVPD și SFPD. Nu văd alt paramedic. Greu se face skill la ferm, să știi. Unde pot colecta materiale? Cum fac, mați? Era fost solidă, nu? Dacă l-aș și pe băiatul. Mă duc pe cât. Ce am de tare asta? Vezi de greu. Mamă, mi s-a scos și cu ăsta, apropo. Aveam 85 cu aia. Să-mi bag piciorul. Dă-mi bucata. Bă, azi dă-mi bucata, eu dau. Nu mă interesează. Am deja vreo două zile, le spune și deja am 65 raport. Am raport pe 30, în frate. Pisto. Hai zi, dă-mi bucata, boss. Wanted. Nu e ceva wanted? Puteam să dau arest că aveam kill. Mamă, ce prost sunt! Puteam să-i dau arest că aveam quest. M-am jucat până acum CSGO. Și cred că mai fac damage și mai am un femeie astăzi, ce credeți? Cum ar fi? Nu, mai că nu mai fac damage niciodată. Că... O să mi-a cerut kill ce vrei să fac. Elevator. Dăm bucată. Ia să fac o poză. În caz de post. Am început și lag-ul să se facă. Ați văzut pe laptop? Nu știu, cred că o să îmi fac și modurile de pe laptop. Mi-am stricat și mouse-ul, acum sunt cu mouse-ul de pe laptop. Hai, bag-ul pe aici, hai că... Hai să bagăm la pariuri. Am câștigat ieri la pariuri. Am 50 de caca, cât am câștigat? 45 de caca. Băi, e ok. 45 de caca am câștigat ieri la casino, la... Am ieșit cu 50, am părea pe două echipe cu cote mari, așa apare eu de fiecare dată. Părez 3 caca, 4 caca, un alta și... Na. Sunt sigur că totodată... Bă, da, ce de rat. A, mers, să zic dacă dă gust, dar nu cred că e un live. Una alta. Alo, e când bun. Așa se... Un stalion 13 days, aștept o fete. Așa, depozit 603 1, 2, 3, ok. Am scadat foc. Băi, ești prost. Ok, banca asta? Al cazul.
Deci nu. Bă, am pus 6 caca pra prost, bă, nu te crezi, mă. Bă, pe... Și am pierdut ca prost banii. Trebuie să cumpăr biz, că mi-am văzut un biz atunci. Meci, uite, s-a terminat și meciurile acum, să ne vedem ce meci apar. Pages 12, hai că 12, ăștia au pierdut, ok. Treceți pe cu Dunărea. A, așa că este meu. Și ăsta cu Nis. Asta erau meciurile care le pariam. Și poate primul meci, egal, la nu. De fiecare dată pariez la egalitate cu meciurile care au cota mare. Dacă pariez 3 caca, e șansă, uite aici, să-mi dau 30 de caca. Și 30 de caca, să pui 3 caca, e convenabil, mult prea, știi? Să fie chiar ok, așa am făcut și ieri. Și mai multe zile în care n-am mai postat. Apoi trebuie să fac și ore, 6-40. 2 pac. Mă anunți când termin. Dar nu l-anunț, mă, când mai cost. Am raportul făcut, n-are rost. Priveriul și asupra orașului Los Santos de pe Vinewood este cu adevărat uimitoare, domne. Vino să admiri și tu. Hai că e... Acum începem micile meu. Meci. Punem aici 3 caca jumate. 3500. Așa. Meci. Aici punem 3 caca 500. 1, 2, 3. Meci. Și aș vrea să pun 5 caca pe o echipă. Sepsi sau voluntari? Sepsi sau voluntari? Pun 5 caca aici pe... 1, 2, 3, pe sepsi. Unde găsiți vechiul de pic? Bagaje. Airportul din Los Santos e mașinuța aia micuță, care marfă, cum s-ar zice. Am mai dat găloa asta, deși nu o să se pună, că n-au trecut așa de mult timp. Dar totuși ai dat găloa, ca să zic, bă, ăla-i din tâlu și nu dă găloa. Hai să dau găloa băiatul, una alta. Știu că nu se pune, dar intenția contează. Știu că am dat după aia, zicea, e, de cine dă? A. Cred că s-a pus, le-a zis, sau. Facem și o înțeltă de contează, ok. Este că tot și noi unde o să mai cumpărăm. O singură dată am cumpărat. Ăla din, de la intersecție. Adin, uite, mă. Eu i-am ciftat-o pe ăla, mă văd omite. Poate pe asta m-am văzut, mă. Dar se pare că... A, e alu ăla care a luat banul. Nu, îmi dus aminte. Da, alu ăsta. A luat banul ăsta. Mamă, 3 zile. S-au luat bani pentru... Pentru ce a luat? Pentru șutele ăsta. Și a pus pe un... O chestie de-asta. Cred că pe asta. Și a pus. Și a pus așa. Billboard. Și și-a scris... Acolo pune un test și și-a pus shooter. Cel mai nab din staff, ceva genul, sau nu. Cel mai prost din staff, sau ceva de genul cu staff. Și a fost respinsă de Share4 Down, de adică actualul lider al taxiului SF, care au luat ieri. Și după aia și-a făcut... Asta vrea gift, fiind 12. Ăsta, ai nevoie de raport? Raport 65 din 20. Fac quest. Dacă e wanted 1, sună, mă. Așa, și și-a dat pe report. Da, și cu caps lock. Bă, da. Dar de unde am scris eu cu ca... Eu vulgar despre ăla. Staff incapabil sau ceva de genul ăsta, nici nu mai știu cum a scris și și-a luat bani de la Shadow HD pe motivul Instant Test Up. Că e un fric Instant Test Up. Da. Și-a luat bani 3 zile prost. E și la mine pe Discord. Apropo, aveți linkul din descriere de la Discord. Discordul meu personal răspund la orice întrebare, indiferent dacă mă înjură sau nu. Nu prea-mi place să dau sin. Eu vreau să spun ultimul cuvânt. Mie place să iau sin. Dacă mi se oprește ăsta cu ultimii timp. Na 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 na. Aștept să fac cu meciurile cum să fac.
Uite, a dat call sentity. Mă rog acum la un ultimate team. Bă, care are FIFA pe Xbox, Xbox One, să mă anunțe. Poate ești cum un alta, și cum unul versus unul ceva acolo. Da, era pe PC, cred că făceam și o serie de FIFA, dar e mai greu să filmezi de pe Xbox. Hai să-l bagi călcătorul, că am venit un mesaj. Ok. Măcar mă salvează, oricum este s-a dus la Mexico. Wanted, factions, LSP de 20 din 25, ok, LVP de 14 din 25, SFP de 13 din 25, Național 20-25, mama, da gol că nu cred. Mama, și fiate că ăștia se termină egal și am vrut să pun egal. Și am pus 5 caca. Oricum, totuși, dacă pierd acum, n-ai nicio șansă, dar asta, după părerea mea, este o modalitate foarte bună să câștigi foarte mulți bani. Deci, frate, intri aici, frumos, îți iei și tu 10 caca după tine, că totuși nu mori 10 caca. Deci, după tine, pac, pac, urci pe aici pe scări. Urci aici pe scări, frumos, frumos, așa. Deci, aici, în partea dreaptă, intri aici, match. Pareți pe astea cu cota mare, adică, cum am pariat eu aici, aici. Mamă, dar gol e fain. Ce dacă pierde data asta, dar vă zic eu că alte ori câștigi. Uite și ești cu fulm, ar fi o soluție, a fulm cu Ulvriz. Ia uite, unul a dat Ulvriz acum, fix acum a dat. Deci ai șansa foarte mare să câștigi și dacă îți iese, pui 3 meciuri, pe 3 meciuri și un meci tot scapă, mă, și îți iei banii lejer. Acum am pierdut că na, nu... Da, când sunt mulți jucători și când pariază, da, adică mai pe seară e o modalitate de a câștiga foarte mulți bani. Ca și am făcut vreo 200 de caca. Poate pe ăsta. 40. A, că tot videoclipul în urmărind după ăsta. Poate pe ăsta, acum fuge să mor. Du-te, mă, cum să nu ia, mă, glonț? Mă, de pe tu. Deci n-a dat fiind? A dat cum se detie? Poate nu mai dă gol. Maxim pe meciuri. Mamă, mă mă rupe. Și activa time, mă jur! Ăsta mâine și-a ban, atât vă zic. Hai că glumesc. Level 60 la spate. Da, mă, că și-a activat. Ați văzut, a stat așa puțin, cred că și-a scris ceva Inca, a Inca în consol așa. Și pac, adică fără să dai tu. Și gata, uite, se ți-am pierdut, sunt bapul. Bă, totuși, dacă chiar dacă am pierdut eu de data asta, bine, n-a fost chiar... cel mai bun nou exemplu, dar vă spun eu clar că mai ales seara când sunt foarte mulți jucători, să pariați pe cea cu cota cea mai mare. Și pariați 3 meciuri, că 3 meciuri sunt maxim. Și din 3 meciuri pe pariu că este una, mă, deci pe pariu și ieșiți pe plus. Hai să faceți de fiecare dată. Așa am făcut eu și am făcut destul de mulți bani. Și maxim care se poate marca pe goluri, adică maxim ce se poate marca este de 5 goluri pe meci. Adică poate 5-0, 3-2, 4-1, înțelegeți voi. 2-3 și așa mai departe. 5-0 mai zis și da. Deci asta e de fiecare dată. N-ai, nu s-a văzut niciodată 4 goluri și așa mai departe. Asta e cu ei, a luat și 2. Ok. Bă, nu prea am mai să bag benzină. După părerea mea, nu știu cum să vă zic. Bă, poate nu credeți voi, eu am făcut la fel, dar nu mi-a ieșit bani. Bă, eu așa am făcut și am câștigat destul de mulți bani, dar dacă bagi singur, sunt șanse să nu pice. Deci dacă bezi cu mai mulți jucători, nu, și așa mi s-a întâmplat mie și aseară și tot. Am băgat trecut după două meciuri aseară și toate amele meciuri au ieșit. Știi? Pe cote mari și mi-au ieșit bani frumoși. Înțelegi? Hai să bag benzină și... da. Deci cam, cred că cu atât cu acest episod, bă, e cam scurt, da. O să încerc să postez zilnic, mâine o să mă duc să-mi scoată firele din picior. Firele alea care leagă operația. Deci dacă, nu uitați, dacă aveți FIFA, îmi dați mesaj și jucăm în alta. Băgăm acolo unul versus unul, să vedem care e mai șmecher. Nu prea... FIFA 19, știți? Ca să nu spuneți clar. Bă, nu ai zis ce FIFA. FIFA 19, da? Deci cam atât și cu acest episod, eu cred că mai mă duc să mai bag o dată. Cum ar fi acum să nu filmez și să-mi pice cota aia mare. Eu oricum tot pe cota mare bag. Ar fi frumos să nu înceapă meciurile până nu bagă cineva ceva. E iurea, nu știu, părerea mea.
Deci, cam atât și cu acest episod. Noi ne auzim mâine la un nou episod, pentru că eu o să mă duc pe la 12. Deci până la 12 o să încerc să filmez, da, uite că merge. Termină de jumătate aici. 1, 2, 3. O să vă zic eu în comentarii dacă am câștigat sau nu. Dacă, bineînțeles, dacă mă întrebați. Nu vă zic eu așa că... 2, 3. Match. Au început ăsta. Acum... Uite, fac 3 caca aici. 1, 2, 3. Să-mi fac 30 caca, că mor. Am băgat 30 caca? Mamă, famă! M-a luat respirație. Deci cam atât și cu acest episod, noi ne vedem mâine, noi ne revedem mâine la un nou episod. Până pe data viitoare, vă doresc mai bine, la revedere, poa! Și sunt un mascat.